Dimineața revenim cu gândurile cu care am plecat, că trebuie să ne facem meseria așa cum am făcut-o până acum și să rezolvăm problemele inerente care apar în urma acestei pandemii. Suntem la a treia, eu cu echipa de ATI, suntem la a treia sosire la Mioveni. Sperăm să avem aceleași rezultate pe care le-am avut în primele două etape. Domnule doctor, câți pacienți ați salvat trecut? Vă pot spune că în secția de ATI au fost internați din luna decembrie până în luna iulie, când secția și-a încetat activitatea, 274 de pacienți. Am avut o rată de supraviețuire de 70%. Domnule doctor, câți pacienți sunt în așteptare la acest moment? În momentul de față, exact în timpul conferinței, mă suna deja cu plângul ca o pacientă în stare extrem de gravă în CPU. Deja avem 4 solicitări în momentul ăsta. Ce vârste au pacienții care așteaptă un loc în ATI? Pot să vă spun că este o pacientă în vârstă de 29 de ani care așteaptă internarea în ATI. Sunt vaccinați, domnule doctor? Nu am această informație despre pacienții care așteaptă internarea, dar vă pot spune că pacienții tratați de mine, de noi, de colegii mei de la Spitalul Județean, până în momentul ăsta nu era vaccinat niciun. La nivelul județului Argeș, vedeți o specific pentru acest val? În momentul de față mi-e greu să fac o apreciere, dar în momentul în care putem să ne facem o părere, o să vă anunțăm. Ce am observat în Spitalul Județean sunt pacienți tineri care vin în stare extrem de gravă, internați foarte repede în terapie intensivă. Cauzele sunt faptul că stau foarte mult timp acasă. Vă rog să nu vă înșelați, să vă lăsați păcăliți de boala asta. Primele 2-3 zile, debutul simptomatologiei, este ca o ușoară răceală, că de aici apare minciuna cea mare că e ușoară răceală, după care urmează 5 zile de acalmie, iar în ziua 7-10 apare bomba care ne ucide. În ziua 7-10 este acel minunat sindrom inflamator care ne face ca toate organele să cedeze. Deci nu vă lăsați păcăliți de liniște. Cineva care are anumite simptome. Primul pas e vaccinarea. Primul pas este testarea. Da? Ca să știm că asta este boală. Și după aceea urmați pașii care sunt în metodologie clar. Anunțați medicul de familie care vă va prescrie tratament. În momentul în care vă agravați, apelați la serviciile medicale în continuare.